Salutare prieteni, eu sunt AG Football și bine v-am găsit la un nou episod din care la cu Dinamo București. Înainte de a începe, dacă vă întrebați de ce video este doar în 720p, este pentru că iar îmi face figur calculatorul și îmi face lag dacă joc pe 1080, așa că o să joc de această dată pe 720, dar sper totuși să nu vă supere prea tare acest lucru. Avem astăzi partidă cu cei de la FCSB Derby de România, după care avem meciul cu cei de la... cu Napoli în Champions League, un alt meci foarte interesant, se vede puțin mai nasol pe această rezoluție, atunci sper să se miște de ce jocul ăsta este cel mai important. Echipa noastră este cea pe care o vedeți aici, în dreapta aveți și echipa Stelei, al cărei antrenor este Rene Weiler, văd, nu mai este ăsta Regecamp, care a plecat la Arabi, și să înceapă meciul băieții, am încercat să filmez odată înainte, am filmat o repriză din meciul Steaua Dinamo, și am avut lag, știți? Toată repriza am avut lag. Știți, bă, frate, chiar dacă pe video se vedea recent, eu în joc aveam lag și nu puteam să joc, înțelegeți? Și m-am gândit, bă, frate, decât să mă chinui așa să nu joc nimic, mai bine să trec, știți? Pe o altă rezultă. Așa că acum ne aflăm pe 720p, sper să meargă mai bine, sper să jucăm bine aici și începe partida. Enceanu aici. Da, dar se mișcă de 10 ori mai bine, să vă spun sincer, pe 720p. Andone. Vreau să-i batem pe ăștia, ne-au bătut ultima vreme steliștii, așa că și noi trebuie să-i batem pe ei, ca să ne respectăm blazonul de campioana Europei și campioana României. Steaua îi lipsește destul de mulți jucători din viața reală, mă refer, adică mă refer la titularii din viața reală. Le cam lipsesc lor pentru că au cam plecat aici în joc, în frunte cu Denis Alibe, care a venit la noi la echipă, nu-i așa? Dar fraților, și despre Alibec am văzut foarte mulți în comentarii, mi-a spus că nu sunteți mulțumiți că a venit, nu aș fi vrut ca Alibec să semneze cu Dinamo. Așa că dacă vreți să-l dăm leană, să-mi spuneți, vă rog frumos, pentru că, nu vreau să avem o echipă formată din jucători pe care voi nu vi doriți la Dinamo. Este în primul rând o carieră cu Dinamo, iar mulți dintre voi știu că sunteți dinamoviști, așa că contează foarte mult părerea voastră. Și da, dacă nu-l vreți pe Alibec, să-mi spuneți și o să-l vând. De acum peste nici la primul atac și o primă șansă de gol. Tudorie, cel trimis la căra bagaje de regă, cam în viața reală, ratează aici. Haideți că mă voi concentra mai mult la meci de acum înainte, pentru că am spus niște lucruri pe care trebuia să vi le spun, știi? De aceea am jucat mai slab puțin. De Del Chiaro. Hai, mă, bine, Nistor, superb! Hai! Dacă mi-așa pasa asta la Torginio, ce pas era aia. Însă iată, din nou suntem liberi, pas la Torge, Torge scapă singur, Gabi Torge! 1-0 în derby de România, Gabi Torge punctează în minutul 3, în minutul 20 sau 17 sau 18, n-am văzut exact ce minut e, asta contează mai puțin, Dinamo deschide scorul, iată aici Andone, nu Andone este cel care pasează, ci de, Andone îi pasează lui Torge, Torge preia. Și o finalizare fără dubii, fără dubii, 1-0, bine Torge. Asta vreți să vedem, iată, 19 minute trecute și Dinamo este în avantaj, bine vă băiatule. Conducem pe FCSB. Și vrem victorie astăzi, ce important ar fi o victorie pentru noi, pentru mine în primul rând ar fi importantă această victorie, pentru că vreau să o bat pe Steaua, ce să mai, vreau să o bat pe Steaua. Dar se bat rău de tot meciul ăsta, asta vreau, se bate ca în viața reală, mă, se bate la scor de neprezentare, poate. Acum pe Andone. Andone încearcă pas la Torginio. E blocat bine Torginio. Momcilovic. Hendrix. Steaua are jucători străini, jucători care în viața reală nu evoluează lei, însă asta contează mai puțin. Enceanu. Superb Enceanu. Ce trebuie Enceanu și e 1-1. Cred că Iacolis e cel care înscrie. Ia să vedem pe reloare. Da, Iacolis face 1-1 la această fază. Avantajul nostru nu durează prea mult. Tudore vede bine aici. Mamă, ce frumos trece numărul 25 și centrale și lovitură de cap. N-ai avea ce să mai facă și Brănescu. Bară gol și este 1-1. Steaua egalează minutul 27 și a început și ploaia din câte văd. Pe stadionul nostru. Hai mă. Ok, Torge scapă bine. Torge. Torge scoate portarul. Rotariu! 2-1 Dinamo. Spectacol total pe arena națională. Roti, unul dintre preferații fanilor și dintre preferații voștri, iată-l punctând aici, ce bine primește pasă Torge. Torge se demarcă față-față cu portarul, șutează, portarul respinge însă apoi
Roti apare și punctează. 2-1, bine, bă, Tariune, bravo. Ho-ho, bun, băieți, bravo, bravo, băieților. Aici o nouă pasă, încercăm să respingem, reușim până la urmă. E fault urât, aici se pare la Mevlia, Tudorie, e nervos Tudorie, îl înțeleg, când te conduce Dinamo, normal că ești nervos. Tudoria și galben, va juca mai atent de acum înainte, Tudorie, încă un galben și e out. Bă, știi ceva? Se mișcă foarte, foarte bine pe 720p, un nou fault aici văd. Foarte nervos, steliștii, și văd că Mevlia a fost salutare doar la rând. Deci v-am spus, frate, se vede foarte bine 720p și, nu știu, parcă aș mai bine dacă aș filma așa, în sensul în care mi se mișcă mult mai bine jocul, știți, nu am lag absolut deloc și chestii. Așa că poate o să trec să filmez pe 720p, loc de 1080p, nu știu, să spuneți și voi dacă v-ar deranja acest lucru în comentarii. Pentru că, da, contează și părerea voastră. Torje e blocat bine aici. De exemplu, ca să vă spun cam cum e treaba, știți că în episodul trecut a fost meciul ăla cu Everton, meciul ăla super genial, dacă nu l-ați văzut trebuie să vedeți neapărat pentru că a fost super șmecher. Bă, eu am filmat și în timpul meciului am avut un lag catastrofal, ca să vedeți, dar pe filmare nu s-a văzut așa de rău, știți? Adică nu știu cum vine, de ce pe filmare se vede mai, se mișcă mai bine decât pe în joc, dar mă rog, centrare aici! Aoleo, era să-mi iau gol. Fault, hai, repune repede. Adică stă Rotariu în fața mingii. Shot! Mamă, bă. Tudorie ratează, putea fi 2-2, însă Alexandru Tudorie ratează aici. Minutul 43, în continuare același scor, Dinamo 2, Steaua 1. Minutul 44, în continuare 2-1, Dinamo, Steaua pe stadionul Dinamo. Păcat că nu putem juca pe arena națională, poate am fi avut și o coreografie de la fani, însă asta e. Iacolis, acum se încearcă o pasă la Iacolis, intervine bine Fiseliano Filip. Filip degajează-o și o să se termine meciul. Nu că e o degajare proastă de tot. Șut, scoate Brăscu, incredibil. Nu se termină faza, șut din nou. Respingem, un nou șut, Brănescu, trei intervenții, Brănescu, fabulos. Iată pe prima, urmează a doua intervenție. Iată aici a lui Brănescu și vine și a treia. Nebunie totală, Steaua ratează foarte mult, avem corner, au trecut deja 5 minute de prelungire, arbitru trebuia să încheie de mult prima repriză, n-a făcut-o, este portar și gol. E 2-2, însă după părerea mea, meciul trebuia încheiat. Steaua înscrie în minutul 50, deși au fost arătate 2 minute de prelungire, partida a fost prelungită cu 5 minute, fraților. Trebuia să fie încheiat meciul, da, și la pauză 2-2, din păcate. Din păcate, 2-2 la pauză, fraților, pentru că arbitru, eu zic că ne-a furat aici. Trebuia să încheie repriza după aceea faza lui Brănescu, după ce a scos Brănescu, trebuia să încheie repriza pentru că se jucaseră minutele, nu știu, spuneți și voi în comentarii ce părere aveți, a mie așa mi se pare că trebuia să închidă meciul, să închidă repriza. Steaua asta ne egalează 2-2 și vine o repriză secundă și mai grea decât prima. Bușulat, zici. Parcă din nou steliștii, Nedelcearu e atent. Hai mă, dă-i-o lui Andone. Andone, da! Asta vreau să văd. Andone, trece Andone. Florin Andone șutează în bușulat, zici, că nu știu ce dracu face acolo, sincer. Steaua atacă. O diagonală foarte frumoasă, ce căuta oare Collins Fai în centru? Oh my god, ce faceți mă, era să ne dăm avut o gol la faza asta. Steaua joacă bine în aceste momente. Parcă chiar mai bine decât noi. Astfel încât trebuie să ne chinim foarte tare să ne iasă ceva. Ha mă, Torginiu, nu, era bușulat, deci în orice caz recuperăm bine. Hai, pasă bună. Hai Rotariule, du-te tată, nu reușește să se ducă mai mult, însă dorim Rotariu. Pleașcă, Marian Pleașcă, pasă frumoasă. Aoleu, șut de la mare distanță, Brănescu în doi timpi, e acolo. Fai Collins, pas la Nistor. Hamă, bun, dă-l lui Andone, Florin Andone, te rog, preia balonul. Pa. Dacă reușea Andone să centreze, era pericol mare, pentru că știți și voi cât de bine dă Rotariu cu capul în jocul ăsta.
Însă așa, de. Maxim, va da el cu capul aici, cred. Hai, Maxime. Hai, Maxim. Hai, Maxim. Du-te, tată. Hai, Maxim. Hai, concentrare bună. Maxim nu mai ajunge la minge. A fost acel tackling foarte bine aplicat. Hai să facem și noi niște schimbări în acest minut. Va intra în atac. Ăsta, îl bag în atac pe Ali Bek. Și îl bag și pe Hanka în locul lui Torje. Să vedem de ce este în stare și Sergiu Hanka. Cam așa arată echipa noastră prin ultimele 25 de minute. Hanka și Ali Bek intră. Doi jucători importanți ai echipei noastre. Lecomte degajează. Hai Maxim de cu capul. Ok, bună pasta, hai! Hai pentru Ali Bek, nu reușește să Ali Bek. Bă, ce ar fi să dea Ali Bek gol, Steli, mă? Cred că unii dintre voi v-a schimbat părerea despre dacă ar da gol Steli, nu știu. Asta e. Aoleu! A, că am fost de penalti intrarea aia, sincer, însă arbitru lasă jocul să continue. Hanka e dat la o parte, ușor aici. Fuck, ha mă. O, bine, bine Ali Bek, asta e intervenție urâtă, arbitru însă nu dă nimic. Ali Bek trecuse cumva acolo foarte bine. Însă ăsta s-a intervenit bine asupra lui. Filip Steliano acum, iată-l pe Steliano, hai Steliano. Intervenție bună din nou, bă, ești nebun ce... Ce urât se joacă în aceste momente. Nedelcearu trimite balonul în aut. Fac și două schimbări, intră Tair Bauer, biată, fostul nostru jucător, l-am dat la Steaua, acum îl vedem revenit pe teren. Ha mă, vrea mă frate, de ce a lăsat-o ăla să treacă? Tot de cap și pe lângă se duce șutul lui. Tocmai execuția lui Tair Bauer se duce pe lângă poartă. Rămâne doar la lui, fraților, însă rămâne frustrarea că ne-am luat gol. Ne-am luat gol în minutul 50 al prelungirilor, deși se prelungise doar cu 2 minute repriza. Arbitru a lăsat. Nu înțeleg de ce, dar a lăsat în continuare meciul și ne-am luat gol. Maxim, pasă bună. Hai, Rotariule. Hai, mă, Rotariule, corner. Nu e corner, este e pune din colțul careului de 6 metri. 89 minute și probabil că meciul se îndreaptă spre un scor egal. Nu știu dacă mai putem marca meciul ăsta, sincer, fraților. Hai, hai cu ultima fază. Noaa, mă, dă-te, dracu. Ce tackling-uri au pus ăștia, frate, meciul ăsta. Da, se termină 2-2 Dinamo Steaua, fraților, în Ștefan cel Mare, meci spectaculos, meci frumos, 2-2 scor final, toate golurile s-au marcat în prima repriză, în partea a doua, nu s-a mai întâmplat prea mare lucru, bă, un rezultat echitabil, pot spune sincer, ținând cont de ceea ce s-a jucat pe teren și haideți să mergem mai departe, iată și ce alte rezultate, în clasament suntem pe 5 în momentul de față, la 3 puncte de Timișoara, însă mai e mult de jucat în Liga 1 și putem reveni cu siguranță, acum avem partidele Champions League cu Napoli. Meci net mai important decât cel cu FCSB, acela a fost un derby, cel cu Napoli este un meci pe viață și pe moarte în UEFA Champions League și sper să ne surcăm bine. Voi trimite o echipă foarte bună în teren, voi încerca să trimit chiar cea mai bună echipa noastră, iată și echipa lui Napoli, Milik are 87, o vere, vă dați seama, bă. Cam așa cred că va arăta echipa, hai tot să-l băgăm pe Dude aici pentru că are un overe foarte bun, Dudea. Acolo ăștia vor fi funda și hai să băgăm și pe Romera un meci în locul lui Fai, pentru că Romera în viața reală se descurcă foarte bine. Fai, Maxim cred că va sta totuși pe bancă, nu va fi titular din primul minut, nu va lucri pe Târcoveanu. Atacul va fi, cred, același, da, va fi același atacul și hai să dăm drumul la treabă. Începe Dinamo Napoli! În prima partidă din UEFA Champions League ne-am impus în fața lui Everton. A fost un 2-1 spectaculos după ce cei de pe Goodison Park au deschis scorul. Avem 3 puncte, avem acum meci cu Napoli, un alt adversar greu, poate chiar mai dificil decât Everton. Izeanță un meci incendiar. Ok, Romera, bine.
Romera a blocat. Rai Vanis Romera a jucat locul lui Collins pe cea parte. Rafael este portarul CEO de la Napoli. Albiol aici. Hisai. Dă-o, bine, Torje! Torje scoate Rafael, fantastic, bă! Fantastic, scoate Rafael de acolo! Atacă acum cei de la Napoli, atât pe napoletan, centrare! Respin, degajăm prost și e bară! Mamă, frate, bară! Scăparăm! O pasă bună în care ușe gol Napoli. E gol Napoli, Insigne deschide scorul pentru oaspeți. Iată aici o pasă greșită, de fapt o respingere greșită. Aici trece ăsta bine, pasează lui Insigne care nu-l iartă pe Brănescu. 1-0 Napoli, Dinamo. Suntem conduși din minutul 12, din păcate, de un gol foarte frumos. Aoleu, încă o pasă proastă, frate. Am început cu trag meciul ăsta, se pare că echipa a început cu un trag destul de mare. Nu ne regăsim și atât, nou pe napoletane în atac. Insigne, degajează-o, frate, așa. M-am mutat pe Andone și-a rupt gâtul. Și un nou șut. Respingem, hai. Dar tot Napoli este echipa care atacă. Mă, frate, ce pase dau ăștia. Dudea a greșit acolo. Am zis să joc eu pe Dudea meciul ăsta pentru că are o vedere mai mare decât ăsta, nu știu ce să zic. Nu mă știi ceva? Cred că o să schimb pe Dudea pentru că nu face față meciului, din păcate. O să facem așa. O să joace Palici, nu Palici în spate, lasă-vă, o să jucăm așa. Jucăm așa, da, cu Nistor în spate, cu Palici și cu Maxim în față, pentru că Dudea nu se ridică la nivelul meciului și ne scade foarte mult în defensivă. Mă, Torginio! Nu jucăm nimic, hai, bine Dudea, hai, băiete, cu pasă frumoasă. Pasa vine să Andone deposedat. Minutul 28 în continuare, tabela indică același scor. Recuperare bună, a fost faultat Andone și se va da lovitura liberă. Faulta fără discuție Florin Andone. Lovitura liberă pentru Dinamo. Să vedem ce va ieși. Abate Palici. Antun Palici. Antun Palici! N-a dat rău. Ia să vedem reluarea. Nu s-a adus rău de tot că această minge aproape de vinclu. Ocazie bună pentru Dinamo. Prima, de fapt a doua, mă scuzați, după ocazia lui Torje. Semih Kaya. Gulam. Hai băieți, bun. Hai, bine. Pas la Torje. Torje. Pua, mă, Palici trecuse acolo. Însă n-a putut mai mult de atât. Milik. Bine. Pas la Andone, nu era pas Andone din prima. Rafael încă o dată scoate pășa de la Napoli. Fantastic acest goalkeeper. Centrare din nou, ce de cap și pe lângă poartă, bă, frate. Ce ratări. Minutul 37, rămâne 1-0 pentru Napoli, însă Dinamo presează. Nu o să ne predăm fără luptă astăzi. Asta s-o știți, fraților. Dinamo nu o să se predea fără luptă, pentru că trebuie să arătăm că suntem o echipă mare. Hai cu pasa. Pasă bună, Andone. Andone scoate încă o dată, Rafael. Mă, frate, ia să vedem dacă puteam centra aici, totuși. Vedem recuperarea lui Nistor. Pasă la Torje, Torje îl vede pe Andone, Andone e bine găsit aici, însă totuși nu putem vedea dacă puteam centra. Avem corner. Va bate Danisul, hai să vedem cum va bate. Centrarea, sperăm că e bună opțiunea de cap, respingă ăștia de pe linia porții.
Fala să termină. Romera Navarro, blocat Romera, vom avea din nou corner. Vom avea din nou corner, Dinamo atacă, Napoli ținută în propria jumătate, nu mai au ce să ne facă ăștia, o nouă centrală, absolut de cap, Andone, pua mă frate, nu vrea să intre în poartă, nu vrea să intre în poartă mingea, firă la naibii de minge. Corner iarăși, Nistor. O centrare zo de cap, pe lângă din nou, măi, ești nebun, iar pe lângă. Ha, mă, bă, câte ratări. A scăpat Rafael ăsta de mai multe ori ca prin urechile acului. Dinamo atacă, Dinamo luptă, Napoli se apără. Și cam atât. Hai, pasă bună la Andone. Florin Andone blocat, fabulos. Aoleo, ha, băieți. Da, pauză, 0-1 la pauză, gol marcat de Napoletan la începutul meciului, iată, 10 șuturi am avut. Am dominat-o pe Napoli, fără drept de apel, am jucat mult, mult, mult mai bine decât ei. Însă golul n-a vrut să vină și rămâne același scor pe tabelă. Zielinski. Milik. Hamane Delciarule, Hamane Delciarule, obținem mingea prin Delciarul. Bă, echipa joacă bine, n-am ce să le reproșez băieților, n-am ce să schimb în primul rând, adică nu fac schimbări pentru că joacă toți foarte bine, știți? Însă, nu vrea să vină golul deocamdată. Steliano Filip, urmează oare o centrare, centrarea sa ne duce spre un nou corner, ceea ce e important. Vă bate Nistor acest corner, centrarea lui Dani Nistor, o de cap, nu e o de cap din păcate. Maxim. Torje încearcă o pasă, Torje e blocat, vine Torje. Atacă acum napoletanii. Hisai. Pasa lui Hisai. Balonul este al nostru, minutul 58, luptăm, facem, dar mai pressing cu pasa handicapată aici. Șut din prima și cred că a scos-o Brănescu. Ia stai să vedem pe redoare. Am dat o pasă foarte slabă aici. Ce voleu are Caie Honda și Brănescu. Respinge în corner. Mamă frate, ne-am băgat singuri în rahat la faza asta și poate ne luăm gol ea. Hai Brănescule, mai bine ca meciul cu Steaua. A ieșit bine această dată. Andone. Ok, bun așa, centrare, Torje, 1-1, Dinamo egalează, egalitate pe tabela de marcaj, Gabi Torje egalează pentru echipa noastră, drag, iată ce contraatac frumos, trioul nebun, Andone, Torje, Rotariu, o nouă demonstrație de forță și este 1-1, intră Insigne în locul lui Milik, bine bă! Foarte important acest gol în economia meciului. Dinamo egalează. Cu greu, dar egalează. Hai. Încercăm aici o nouă pasă la Andone. Înapoi, Torje. Palici. Palici, da, la o parte, Palici. Insigne. Mevlia. Maxim. Pas la Torje. Torje a încercat voleu, nu a ieșit. Oh, ce meci, bă. Ce meci nebun. Rafael, minutul 74 al acestei întâlniri. În continuare, scorul este același. Rotariu încearcă o pasă, Rotariu aici. Și voi face niște schimbări în echipă, iată, se dă și galben aici. Nu știu, vreau să bag niște jucători noi, dar nu știu exact pe cine. Mai sunt de jucat, văd, numai puțin de 15 minute. Alan a luat galben, să vedem ce schimbări putem face. O să-l bag pe Alibek. Și cam atât. Pentru că pe Torje sau pe Rotariu nu vreau să zic că au jucat foarte bine. Bă, și Andone a jucat bine, însă totuși o să-l bag pe Alibek.
Denis Alibek. Caia aici, atât peste mic caia. În sine. Trec aici. Trec aici, italienii. Hai, dă-o. Bine. Bine. Este, da, este cu mingea în aut, Alibek. Minutul 83 în continuare, Dinamo 1, Napoli 1. Bă, ținând cont de cum s-a jucat, nu, acest rezultat este unul mincinos, însă ținând cont că am fost conduși cu 1-0, eu zic că ar fi bunul legal. Mai ales că totuși jucăm cu Napoli, nu jucăm chiar cu orice echipă de Pluton, știți? Torginio, încercăm o pasă la el aici. Hai, mamă, ce viteză bună! Torge. Maxim! Da! Maxim trece! Maxim e blocat! Loftă de cap! Gol! Mă, 2-1! Rotariu! Dinamo întoarce și în fața lui Napoli! 2-1 Dinamo! 2-1 Dorin Rotariu, fraților! Bravo, bă, băiatule! Bravo, Roti! Bravo, bă, Roti! Bravo! Bine, mă, 2-1! Superb! Maxim însă lucrează foarte bine această fază, iată. Un dribbling frumos aici, încearcă șutul. Blocat bine. Rotariu, ce lovitură de cap! V-am mai spus, Rotariu, un pes, are o lovitură de cap fabuloasă. Omul ăsta dă cu capul extraordinar. Viața reală nu era chiar așa, însă în pes. E bun, 2-1, Dinamo înscrie și suntem aproape de victorie, fraților. Iată, n-am reușit să o batem pe FCSB în campionat, însă suntem aproape să o batem pe Napoli în Champions League. 4 minute de prelungire. Sper să nu fim iar furați la minutele de prelungire cum am fost cu Steaua. Ar fi o nesimțire totală. Faulta aici, domn arbitru. S-au trecut de cele 4 minute. Nistor, nu! Da, degajează dracu mingea aia! No, sunt idiot. Ala, no! No! Nu se poate, nu se poate așa ceva! Caerhon egalează în minutul 96, 97, 9! Da! Nu cred, mă! N-am putut deranja mingea și s-a ales praful. 2-2 doar cu Napoli. Incredibil. Neverosibil ceea ce s-a întâmplat. Neverosibil. La ultima fază să fie egalat în halul ăsta. Băi, fraților, îmi pare sincer rău. Da. Everton o bate pe Apoel și iată cam așa arată grupa. Dacă o băteam pe Napoli, eram la 3 puncte și de Napoli și de Everton. Era perfect. Să așa, grupa încă se joacă, fraților. Băi, băieții, două rezultate de 2-2 în acest episod. Foarte spectaculoase, cei drept, și sper că măcar v-au plăcut meciurile, dar am pierdut puncte importante, fraților. Îmi pare rău. Pare sincer rău, băieții. Voi, prieteni, cam atât pentru acest episod. Totuși, eu sper că v-a plăcut, chiar și dacă am făcut două egaluri cu FCSB-ul, dar și cu Napoli, în două meciuri spectaculoase, 2-2. Sper totuși că v-a plăcut aceste meciuri, sper că v-a plăcut episodul și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like la acest videoclip și să îl distribuiți pe Facebook, pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult acest lucru. Da, fraților, episodul va se oprește aici. Eu am fost Digi Football. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă mulțumesc că v-ați pierdut 30 de minute din viața să vă uitați la acest video. Ne vedem data viitoare. La revedere!